180. Dar sunt numărul din lată, da? 180 pe 2. Și este la 180 de grade supra 2. 90! Este! Grade. În sfârșit! În sfârșit! Da. Stau o poate. Ce vă? Aici, de-aia se face calculul algebric. Sunt situații când la geometrie n-ai alte soluții. Decât să lucrezi asta. Înlocuiești așa. Haideți să ne întoarcem. Cât a fost problema, cât a fost problema asta? De ușoară să arătăm pe paralelogram, că atât de greu am arătat unghiul de 90. Care de fapt a însemnat în final... Asta e, stai să pun, domnul, e măsura unghiului. Mai avem... da? Și atunci rezultă că e... Paralelogramul și cu unul drept este... Dreptunghi, da? Dreptunghi. Și scrieți și rezultă că E, F, G, H, dreptunghi. Deoarece are unghiul ăsta de 90 de grade și paralelogram. Yes. Da. Atenție, Adi. Hai ca să vedem un pic. Am muncit. Dar asta e, ăsta e singurul model. Sunt probleme la care n-ai alta soluție, n-ai alternativă. Corect. Și trebuie să muncești așa, să fii atent. Chestia asta, că să fii dus acolo, să nu știu ce, nu încălcam problema. N-am avut decât... varianta ca să-mi fixez atenția pe un unghi, ori în E, ori în G, ori în H, ori în F. Și să arăt că... Da. Și să vedem că suma unghiilor... Deci trebuia să arăt că unghiul ăsta tot e din 90 de grade. Din cine se compune? Păi se compune din G1, G2 și G3. Dar G1 e unul prins. Vedeți cum am gândit. G1 e unul prins. Între unghiul ăsta. Păi, într-un triunghi, suma unghiilor fac câte grade? 180. 180 grade. El, unghiul ăsta și cu ăsta, adică de două ori el, de două ori el și cu unghiul D4, fac 180 grade. De unde rezultă că el, G1, care face interesa 100. Pe noi ca să-l scoatem în evidență. Este 180 minus cât ne-a dat nouă acolo? Minus D4, 180 minus D4, pe 2. Pe 2. Corect. M-am dus la G2. De unde-l scot pe G2? Din triunghiul ăsta. D, G, C. Ce se întâmplă acum? Ce știm aici? Că ăsta e congruent cu ăsta, că e isoscel. Asta înseamnă că măsura lui ăsta este egală cu... Sau 180 plus, de grade. Nu, ăsta de aici, plus de 2 ori ăsta de 3 de 2, adică de 2 ori de 3, pentru că nu zic de 3 și plus C1, zic de 2 ori de 3, 180. Fac 180 de grade. Eu născut pe el ca fiind 180 de grade minus de 2 ori de 3. Și da? l-am scos și pe el. Pus mâna și pe el. Mă duc pe G3. De unde scot? Între unghiul ăsta. Ce știu? La fel. 180 de grade. Minus de două ori ăsta. Corect. Plus ăsta, fac 180 de grade. Unde de două ori ăsta, egal cu 180 minus, măsura lui C4. Adică 180 minus C4 pe 2. 180 minus C4. Și acum le-am adunat, mi-am amintit. Am ajuns la același numitor. Am lucrat, am ținut cont. Minusul acela, am grupat. Calcul algebric. Și cu minusul acela, dacă nu țineam cont bine cu paranteza păstrată... Tot era terminat, pentru că în final, aici când ne-am dus la D2 plus C2, poftim? E grea geometria. D2 plus C2, e și calcul algebric. Plus cu minus, acolo trebuie să operezi foarte bine. Uite cât ai scris. Dar mai au două probleme, tocmai. Și-au venit clasa 11. Ce vreau să nu mai facem cu ei, gata. Se de ceasul. Dar cât e ceasul? 8 și ceva nou. Lăsăm să... Avem 20 de minute, mai facem. Dar n-am oprit fișierul ăsta. Iar repede, domnul profesor, că n-am întrebat nimic. M-am luat cu problema asta grea. Da, o oră și 12 minute. S-a fragmentat, lasă, lăsăm bunda. O lăsăm și se fragmentează ea. S-a fragmentat. Asta e. Da, să mai gândim măcar o problemă să o judecăm. Măcar tot așa. Haideți să facem un pic de efort. Efort. Știu că sunteți obosiți și voi. Suntem obosiți, dar... E bucuria că am eu am uitat de efort, mi-am văzut la sfârșit neieșit, că tot calculul s-a redus la suma unghiilor alăturate unui laturi unui paralelogram, suma unghiilor alăturate laturi unui paralelogram, care fac cât 180 de grade. Iată această proprietate. Dacă am lucrat corect, perfect am lucrat, dar dacă asta nu aveam clar, degeaba am fi lucrat... Le facem pe amândouă. Hai, lasă că facem una, mă. Să-ți bate joc de ele. Măi, nu, da. Domnul Fărita. El nu-i de mine, adică a făcut o oră și ceva. Și zice, acum faci pe amândouă. 13, da? Sau care? 16. 16, Adi? Da. Și următoarea care e? Dar ea să-ți facă.
Adică care e următoarea ta? 17. 17. Facem pe 17 că e mai mică? Hai să facem pe 16. Pe 16 și pe 17. Fie ABC de rom. ABC de rom, domnule. 16. Stai și mă rog. 16 de la pagina 117. ABC de rom. Faceți noastră figura, domn profesor, dacă vreți doar ce vă ajut. ABC de rom cu măsura unghiului ABC de 120 de grade. Deci măsura de 100... Lui ABC, de 120. Multe, multe informații. Multe informații. Le place, le place. 10, chiunghiți lateral, pe acolo. Să scriem. ABC de rom. Să desenăm. Ia desenați, copii. Merg cu invers, cu desenul. Da. Deci iară perpendicularele. Fac un triunghi lateral. Da, un triunghi lateral. Din ce motiv? Că știu că toate unghiile sunt de 60 de grade aici. Așa. Și pun un alt triunghi echilateral în partea asta. Două triunghiuri echilaterale cu aceeași bază. Că numai așa unghiul ăsta e din cât? 120 de grade. 120 de grade ABC, dacă notați cu așa, A, ABC. A, B, B C, C, D. D. Ăla e de 120. Da, cum ABC de Europa înseamnă că și celălalt din D e tot 120 și asta înseamnă, domn profesor, că le-ați de 60. Fiecare de 60, nu așa aș desenat. Cel din A, vreau să spun. Tot de 60, da. Am dus în perpendicular, să de 30, da. Să-i 30. Bun. În exterior se construiesc dreptunghiurile. A, B, M, N. A, B, M, N. În exterior. Aici vreau să mă ajutați. Cum A, B? A, B, M, N. Se construiesc așa un dreptunghi aici. Un dreptunghi, da. Dar atenție, cum gândesc. Trebuie să fie perpendicular, că dreptunghiul este paralelogramul cu unui drept. Adică unghiul ăsta e de 90 de grade. La fel fac și aici. Da. Tot de 90 de grade. Faceți un pic dreptunghi, nu chiar pătrat, știi? Așa, așa, domn profesor. Mână. Deci, iată, pe mână. Da. Deci facem un dreptunghi acum. Așa, așa dreptunghi, da. A, B, M, N. Nu, dreptunghi, asta e în ipoteză. Când mi-a dat dreptunghi, înseamnă că... și diagonalele sunt congruente. Și diagonalele în plus sunt congruente și laturile opuse sunt paralele și congruente. Nu știm ca la paralelogram. Are un unghi de 90 de grade. Și B, C, P, Q. Și B, C, B, C, P, Q. Dar cu mențiunea că A, N să fie congruent cu C, P. Deci la fel faceți-le dreptunghiurile. An, An, C, așa, am înțeles. Dreptunghiul de ce ești măsură? Le faceți la fel, da. Măsură. Deci două dreptunghiuri de ce ești. E rar, la fel. Păi una din dimensiune o are, nu? E a, e a rombului. Și da. Cealaltă să fie tot la fel de da, da, da. Deci zice? P, Q. B, B, C, P, Q. B, C, P, Q. 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 Așa. Da. Și A, N congruent cu CP. Asta înseamnă că și MB e congruent cu BQ. Deci toate B, Q, cu B, M, cu, toate, cu da. A, N, bun. Cu C. Arătați că triunghiul D, M, P. D, M, P. Triunghiul ăsta D da. Pe aici. M, P. P. Cu D. D, M, P. Este echilateral. Deci, uitați, asta este figura. Da. Hai să vedem ce am construit. Ați construit bine, da. Vine cu demantura. Lasă-mi ipoteza. Totuși știm niște dreptunghiuri, știm un rom, știm niște dreptunghiuri. Știm un unghi, cu măsura unui unghi. Multe informații, multe informații, exact. Trebuie să reușim. Trebuie să reușim să arătăm bine. Ca să arătăm că e echilateral, eu nu cred că o să reușim cu laturile, că nu mai despre unghiuri unghiuri să vorbim, știi? Mai repede. Cred că cu unghiurile o să reușim, nu? Eu nu știu ce să zic deocamdată. Scrim ipoteza și cel mai corect, scrim ipoteza și să vedem. Deci trebuie să arătăm că ăsta așa. Da, este echilateral. Domnule, da, să nu ștergem perpendicularele alea din rom, că nu ni s-au dat?
Asta nu, dar da, nu niște. Nu, mă gândesc că poate vedem un pic altă. Stai acolo. Hai, intră, zi să intre, zi și lui Tibi tăi. Intră Tibi. Să vedem. Ce? În ipoteză. În ipoteză. Avem adică. Așa. A, B, C, D, ROM. A, B, C, D, ROM. Măsura unghiului ABC, 120. Măsura lui A, B, C, 120. Egal cu 120. A, B, M, N. A, B, M, N. Putem să punem că e congruent cu celălalt domn profesor? Da, sunt congruente. Și că sunt drepturi? Da. A, B, M, N. Congruent cu B, C, P, Q. B, C, P, Q. Celălalt. Și dreptunghi. Și dreptunghiuri, spunem. Da. Dreptunghiuri. Și mi se dă în ipoteză că A, N, congruent cu CP. A, N, congruent cu CP. Știți că de-aia le-am și făcut ele congruente. Dar dacă ați spus asta aici, ca și cum aș fi spus treaba aceasta. Și acum, în concluzie, arătați că D, M, P, D, M, P, echilateral. Da. E vreuna, tu ai și făcut problemă, nu așa? Nu? Trebuie să vedem o chestie. Eu aș pleca totuși Pilatul, știți? Pilatul, noi să, da. Să luăm M, D, B, triunghiul. M, D, M, D, B, da. Da, cu M, vezi? Apropo de diagonale, chiar să folosesc. Deci M, D, B, triunghiul ăsta. Cu M, P, Q. Cu M, P, Q. Ce au cele două triunghiuri? M, D, B. Au pe Q, P. Cu B, D, nu? M-a zis M, D, B și cu? Și cu M, M Q, P. Hai să luăm. M, Q, P. Așa, par congruente, așa. Și cu C, P, D. Și cu C, P, D, par și cu C, P, D. Da. Așa. Hai să vedem ce avem aici. M, B. Da. E latura dreptunghiului. Da. M, B. Și Q, P. Și cu, latura... și cu B, Q ar fi congruente, nu? Da. M, B cu B, Q. M, B ia triunghiul ăsta. Da. Iar B, Q ăsta... N-are nicio treabă. N-are nicio treabă. Să luăm atâtea cu C, P, D. Domn profesor. Cu? C, P, D. C, C, P, D. P, D. D. Că P, C, P e latura dreptunghiului. Și atunci avem latura asta cât asta? Da. Deci am avea asta. Asta, 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 da. Cât care e latura rombului. Rombului. Asta e cât asta de da. Aici. Și acum dacă mai arăt și unghiul ăsta tot, că e cât ăsta tot, e gata problema. Da, domn profesor, dar stați puțin că mai trebuia să arătăm că cât D e cât B, D. Da, M, D, să arătăm că e cât D. Da, a doua latură. Asta, într-adevăr, asta e cât asta, dar nu trebuie să arătăm că asta e cât asta. Am luat triunghiul ăsta. Păi da, dar triunghiul ăsta este echilateral. A, ăsta e echilateral. Deci, gata, deci asta e cât asta. Asta înseamnă e și cât asta. Da. Gata. Deci în clipa asta... E și cât aia, gata. Avem toată povestea, da? Că triunghiul ăsta este echilateral. Da. Deci hai să ne întoarcem la triunghiul ăsta. Atenție. Triunghiul MBD. Da. Și cu PCD. Da. Le luăm spre comparare. Cele două triunghiuri au CP. Congruent cu MB. Laturi ale dreptunghiului. Adi. CP, CP asta. Ia dreptunghiului. Ia dreptunghiului ăsta. Cu MB al celuilalt. MB, ia dreptunghiului celălalt. Corect. Dreptunghiului fiind congruente, toate laturile, adică dimensiunile lor sunt congruente două câte două. Corect. Ăsta două și ăsta două. Corect. Am zis de aici, asta e cât asta. De altă parte, asta de aici, din rom, e cât asta de aici deodată. Da. Da? Bun. Deci asta de aici, e cât asta. Dar mă interesează B-D. Asta, deci BD să fie cât CP. Da. Cât CD, nu? D, da. Deci asta e cât asta și dacă asta va fi cât asta, gata problema. Și e că triunghiul echilateral. Și BDC, BDC, dacă ne uităm, este un triunghi echilateral. Care și aici, și aici. Toate laturile sunt congruente. Da. Și iată că avem acum latură, 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 mai întâi unghiul dintre ele. Da.
unii dintre ele se compune din unghiul ăla din 90 de grade, da. Cu la care 60 de grade, 150. Ia să vedem și dincolo, la fel. 90 de grade cu 60, gata, sunt congruente. Triunghiile sunt congruente. Triunghiile sunt congruente cu DP. Și am arătat ca asta cât toată asta. Dacă acum am mai arat că un triunghi în care se întâmplă, isosel fiind, are unul din unghiuri de 60 de grade. Păi are pe ăla, a. Să vedem dacă l-are pe ăsta. Ia să vedem pe ăla din D, da? Dacă nu este. Tot D-ul fiind 60. Da, da, uite care D. Nu, exact. Deci nu prea mers. Nu prea iese, domn profesor. Atunci, haideți să ne ducem din congruența altor două triunghiuri. Astea două au fost deștepte. Da. A ieșit. Asta de aici. Ăsta are o laterală a unui triunghi, a dreptunghiului, QP. Cu P, D, C. Care? M, Q, P, cu P, C, D. M, P, M, Q, P. Da, cu cine? P, C, D. A, tot cu ăsta. Ar fi, dar vezi că avem mulea greutăți aici. Da. Latura Q, P este cât C, D. Da. Eu pot încerca. Dar asta de aici mi-era dacă pot arăta că M, B, Q este echilateral, treaba e rezolvată. Păi, și cred că este. Da. El este isoscel. Da. Și dacă ăsta e de 60 de grade, gata este. Da, pentru că și ăla... Are 90, 90 da. Și 120. Păi avem că în jurul ăla, în jurul punctul lui, ăsta, da, îți trăiește 60. Corect. Și scădem de 2 ori 90, 180. Și 120 și 120 de acolo și gata. 60. Și 60. Atunci e echilateral. Da. Fugeam de el că da. Mi se părea că nu reușesc să arăt că MQ este cât, cât cine? MQ este cât PC. Ba este. Este acum. Clar. Da. Triunghiul fiind echilateral, laturile toate sunt congruente. Deci MQ este cât latura unui dreptunghi de aici, da. Cu toată povestea rezolvată. Și iarăși congruente și gata. Deci triunghiile sunt congruente pentru că au, așa cum am văzut, un 90 și un 60. Corect. Și totul este rezolvat. Și pe laturi demonstrați că triunghiul este echilateral. Fugeam de laturi. Chiar da. Laturi. Și tamani laturile ne-au trebuit. Sigur că da. Foarte. Deci redactați voi acasă că de clar e clar. Adi, ai dormit la problema asta. N-ai mai crezut că aici. Te-ai gândit la tortul, domn profesor. Da, nu. Nu te gândi la totul, domn profesor? Nu, mai am o grămadă de treabă. Sără. Mai am o grămadă de treabă. Da, no. La algebră. Da, să nu ceară. La algebră? La... Mâine aveți algebră? Nu, no, dar ne-a dat o grămadă de temă. Mi-a dat o grămadă. Și de ce ca, să pot să, ca să pot să merg sâmbătă la ziua Mirunei, că așa nu pot. Dragul meu, dar și de ce te... Că sâmbătă la ziua Mirunei. Invită sâmbătă la ziua ei, auzi. În direct, așa, vedeți, domn profesor? La ora 3, hai. Hai că vorbești cu el afară asta. Zic cum zice Tadi. La revedere, vă mulțumesc. Să-ți faci sinteza. Sinteza? Ai n-am apăsat, nu? Da, sinteza. Sinteza. Ce am făcut, domn profesor? Am făcut o problemă la geometrie. Rombul, paralelogramul, rombul... La clasa 7, la 4 luni. N-am mai făcut sinteza. Deci, rombul... Rombul proprietăți. Da. Dreptunghiul proprietăți. Rombul proprietăți. Dreptunghiul proprietăți. Măi, azi vezi că tot vedeți ceva cu jos. Așa. Doi. Dreptunghiul proprietăți. Da. Proprietăți. Proprietăți. Și paralelogramul proprietăți. Și probleme. Aplicați. Trei. Paralelogramul. Proprietăți. Proprietăți. Da. Și probleme sau aplicații, domnul profesor. Aplicații. Hai zi, fă finalul azi. La revedere, vă mulțumim că ați mă depăproponat și vă dorim o seară plăcută în continuare. Nu uitați de like și share. Așa să-mi facă prietenii noștri, da, să nu uite că sunt de mare ajutor pe asta. La revedere. La revedere.